trebuie să luăm de la început. Cu ce te ocupi? E șansa ta să zici altceva, frate. Cu ce pula mea râzi așa? Din toate roast-uri postului, cea mai bună. Arăt și ca mătușe și ca rocker, nu știu. Zici că e o postare de-a ta. Episodul 8, Roaster Post, din nou la Cluj. Atât de mult ne-a plăcut, oameni buni, că ne-am întors la Cluj. Nu e aceeași zi, oameni buni? E altă săptămână. Pentru că suntem, avem tricouri diferite toți. Da! Roaster Post filmat la Cluj. Vă mulțumim foarte mult clujenilor că ați venit la show. Mulțumim Frank the Tank că ne-au primit aici la ei locație. Sound Creation, Sound Creation. Și mulțumim foarte mult sponsorilor noștri la Sound Creation care ne-au oferit aceste headset-uri prin care voi ne auziți. Este minune. Iată, ne auziți? Sound Creation? Sound Creation, ne auziți? Vă mulțumim foarte mult. La cine edit? Auziți tot Sound Creation în același timp. Sunteți pregătiți de seara asta, Cluj? Nu, nu vreau să pun presiune pe voi să râdeți sau să vă simțiți bine, doar gândiți-vă că se uită și Timișoreni la clipul ăsta. Și vreau să le arătați că voi sunteți adevărata capitală culturală a și Europei. Nu numai, da? Iată, a Europei. Lumii. Când simțiți că, nu știu, nu sunteți voi cei mai șmecheri, gândiți-vă că aveți antol, oameni buni. Și vă pișați pe orice, pe parcul rozelor, pe orice vă pișați, da? Nu îi trebuie magistrală, bună. Nu sunteți gata de seara asta? Hai, un rând foarte mare de aplauze pentru Dobrotă, Mirel Popinciuc și Drăcea Bogdan și Madalin Cârge, pastila femeilor. Sunteți de bună voie aici, oameni buni? Sigur minte cineva. E cineva care a venit cu forța? Bun, începem cu tine, săracul. Vreau să văd cum arată profilul unui sărac. Cum te numești? Cum? Patrick. Ah, deci numele nu e de sărac. Da. Patrick? Sigur e Patrick cu C, fără cap la zbuit. Ce e asta, mă? Ia, vezi. Cafeneaua ta? Două cafenea. E un vlog despre cafea. Mamă, păi. Acum. E un vlog despre cafea, a zis? Păi. Un vlog. Ești o femeie de 50 de ani brocată în corpul unui băiat de 30? Azi am băut-o cu lapte. Mm. Da. Ne auzim mâine, ăsta a fost episodul. Ai asta cu mâna în buzunar, a? Ții mereu niște boabe, le zdrobești așa, e boabe. Mereu macină. Și care, Patrick, bună seara. Care e planul tău cu vlogul ăsta? De cât timp îl ai de ai 62 de followeri? Zi de ieri, te rog. Și acum ai un business. Da. Când ai 62 de guri pe care le hrănești. A început ca proiect, acum ai doar o idee. Da. Am început cu 6 followeri. Într-o pivniță? Tot băgat, am tot băgat. Bun, aici explicam la penitenciar ce pierd ei. Aici explicam lui mama de ce am nevoie de încă 1 milion. Vreau să pornesc un blog, am o idee tare. Da, ai măcar să ai la blogul ăsta să citim. Ia, vreau să citesc, bag pula. Vreau să văd ce scriu. Ei, stai, dar blocat acum e blocat că un angajat a vărsat cafea pe laptop. Băi, dar nici nu vrei să te ajuți. Bă, da, mă, era momentul. Tu îți dai seama dacă arunc eu 8 kg de boabe aici câtă cafea. Aici mi-a căzut site-ul. Mami. O, mă, că și-a revenit. Ei, dar screen recording. Acum. Bravo. Să mor, tu n-ai dat până acum? Nu. Ok. O secundă. Trebuie să o luăm de la început. Cu ce te ocupi? E șansa ta să zici altceva, frate. Am un blog despre ceaiuri. Oh, așa că treci prin poze, îți dai seama, chiar avea nevoie să-i plac cafeaua, că nu are niciun fel de personalitate. Sunt toate pozele, aceeași poză, doar că în diferite locuri. Mamă, săracul, și n-a vrut să fie aici. Stai cu minte. I-a luat, hai mă, tu că ești bun, ai business ăla, da, cu cafea, da. Hai că să bubui. Și că n-are personalitate, uite în poza asta, ai văzut tu vreodată în viața ta un golf lângă o Skoda? Stai dracu la un loc.
Hashtag Sport Cars. N-am mai văzut niciodată un băiat la o nuntă care să țină așa de sacou. Asta mi s-a părut super original. Oh, e la bucăt? Bine. Da-ți dracu jos. Și cu toate astea nu-ți merge site-ul. Unde-i greșit? Căutăm oameni care nu vor să fie aici. Următorul. Cine vrea? Poți să mă iei pe mine? Andrei Gabriel. Mi-e frică puțin. Faci sală? Ce faci sală? Spete la trainer, mâncați aș pula ta. Ce bei acolo? Proteină! Zi mă, vrei să o dai parte-parte cu dobrotă? Ești nutriționist? Și, da. Putem discuta ceva pentru Drecea? Nu știu. Deci tu împingi și eu îți vorbesc. Ia, citește-mă de asta, la ce ar fi desul, tu? Opri puțin, 10 minute, să se documenteze Drecea. Să dea domnul să nu-ți prindă implantul ăla niciodată, pe plământ. Să cheleși. O poză cu mine și toți partenerii mei de afaceri. O poză cu mine și toți clienții care s-au întors după ce au slăbit. Of. Deci mi-am pregătit toate mesele pentru azi. Ce pula mea să mai... Ăștia uiți... care nu bezi, ce faceți? Când te uiți ce clienti îți vin, mă... E de muncă! Te mai uita de ce că îți faci rău. Cu ce pula mea râzi așa? Ăsta ești tu? Înainte aveam o casă. M-a certat mama că bag steroizi. Nu ți se pare că descrierea scrisă de ghebață? Transformare! Arce, 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 arce. Te ustură când te piși, vine la 18 gym. Cu asta am făcut o schimbare, am luat-o din Caracal, am mers la mare cu ea. Hai, fă să vezi nisipul. Ce morții mei fac eu cu viața mea? Că, bă, oamenii ăștia chiar cred că eu le schimb viața. Stai, ai făcut un avion la turbulente. Când auzi prețurile la parfum. Nu, sincer, în Wizz Air cam așa stai când ai loc la picioare. Pula mea de... Eu așa am stat toate zborurile. A fontana de morție, cum îi zice, dar uitați o poză cu mine. Aruncă și mai 10 bani, zămara. Mi-am uitat magnetul la hotel. Un pic supărat. Aici dăm pe flanc, da? Deci, bun, Cornelia, vezi burger, te duci pe dreapta. Hola, sari. Mamă, la băiatul ăsta pare că doar i-a schimbat tricou în pula. Dar nu e același băiat. Înainte de foame și după șomaj. Pare că e în clasa 4 și după aia și la, 8, la clasa 8-a. Le faci poză. Faci poză de album cu aia, tot să faci de fapt. Și le face tocă, copertă, albumele. Le dă set. Doar s-a jucat cu jucării mai grele. I-a dat plastic în loc de pluș, direct. Fără pluș de azi. Iar asta pare că e de pentru erecție, ca să vezi. Înainte și după pastile, mâncați aș pula. Mamă, ce chiloți are băiatul ăla. De azi încolo nu mai iau burtă când sară în piscină. Iau doar frunte. I-a zis, cu aia e sală, sală, dar cumpărezi niște pantaloni. După doar două luni l-am convins să-și ia.
Tufa e nume sau e o reclamă? Ce dracu? Când omor vulpea și pus-o și ei în porbagaj. Mamă, dar conduceai prima oară fără carnet? De unde emoțiile alea de... Care, ce pula mea de semn e triunghiul ăla galben, mă, că nu... Muzica, frate. Când fugi de salvamar. Da. Când vezi stea cu roșu, da. Frumos. E băiatul ăla de s-a bătut acum la mare. Pot să jur că am văzut filmul ăsta. 100% am văzut începutul ăsta undeva. Dar era cu alți actori mai buni. Și nu vine la un dat, nu, am adus cocktailurile, se bagă și el. Dar spune, te rog, că ai și o poză în Veneția, frate. Cu descrierea Tufă de Veneția, nu? Ce prost! Tufă de Veneția. E o ocazie ratată cu aia. În locul tău acolo aș făcut primul city break. Uite, și-a făcut poză de aici, că a luat toți carurile seara. Da, am dat seama, nici a pus muzică acolo. La toți peștii, dacă... Avea boală pe pescare. Plecați că nici speriați, a, da, nu-ți da, ta, nu te lăsă. Te mă. Zici că e reclamă la Altex? Asta, da, electrocasnice. Zici că e o postare de-a ta. Una de azi. Bună asta, dobră ta. Da, tată. Îți dai seama că i-a zis camerista, vă mai filmez odată sau a ieșit bine ăsta? Acum pot să mă duc să fac patul. Da. Hai, la 12 era ce caută, haideți mă rog mult de tot. Ai vrea să faci tu o poză așa, nu? Îți mori cu mătii. Așa aș vrea să am breton. Da, fă-s-o. Uite, numai prescutor, fă-s-o, tot ce e și pozitiv aici. Ai două poze, două morți. Serios? Da, mă, scuze, frate, că ți-am zis că n-ai personalitate. Ești bine cu aia, tu ai ieșit din casă. Dar tu nu ți-ai mai pus poze de la 11 ani, ce... Mario Ghioțe, dacă... Marco Ruiz, dacă pleca de la Dortmund. Da. Da. Lasă că fac eu 35 de ani și fut. Vine vremea mea, nu lasă așa. Singura lui șansă e să-l găsim în postări în care a fost... Bun. Nu, hai, te rogăm frumos. Tu vinzi droguri, este? Bun, cineva cu mai multă activitate pe Instagram, vă rog... Măcar 6 poze. Corina. Hai. Ține-ți fă să nu te arunci. Ești nebună. Unde dracu te arunci acum? Pepe, hai la Pepe! Voi vă scăpați des telefonul pe jos sau ce se întâmplă? Așa arată cașcavalul pe neîmpărțit la noi. Așa vede de jos. Pula mea. Cum pula mea l-am face la 6. Dar la de față zici că e Cristi Brancu. Pula mea. Hai să vedem cine știe cine e Cristi Brancu. Nu trebuie, mai bine, vă respect mai mult că nu știți. Și Cristi Bran. E un fost coleg de-al meu, da? Și ce? Nu pare să... Nici că e Cristi Bran. Kinetoterapeut, ok. Ok. Bravo. Chiar se vede kinetoterapie. Deci e forma mea de relief preferată. Îmi place muntele de mor. Ce testat draperii în Ikea. Ține-o, ia, o luăm. Aici e cum e corect și cum nu e corect, da. Să stai, știi? Uitați-o pe asta lângă mine, ce spondilozare. E moartă de coloană, dă-te fă, o fac singură pe a doua. Marci, dracu, cu oasele alea de aici. Carla nu e nimic, e soare. Carla aduce zâmbete. Ai te pișat pe pătură și-l lasă joacă. Bă,
Bă, ce tranziție a avut! E soare! Ai, te-ai pișat pe pătul! Bravo, mă! Ce tatuajele ia, ia de-i sub? Nu, e scolioză? Răspundeți-vă! Da, să ne zică colegă! Să ne spune, doamna, e o scolioză aici? Nu pot să-mi dau seama, mi se vede curul. Zi, dacă te rog, mai iei una? Da, altă culoare. Mai ai și pe una, adevărat. Mamă, dar câinele ăla are un ochi de sticlă? Că, ce, că ceva are, mâncați-ai curat. Mă, mă, pune-i unde ăla de pirat și hai să-i dăm drum acasă. Ui ce bine arată aici. Nu sperie pe nimeni aici. Pozează doar cu ochiul bun. Nu-i coi, dar... Pare că simte primejdia din dreapta. Să mă... L-am întrebat pe câine, de la care vrei ochiul? Care-ți place mai mult? Că nu ne lasă să intrăm în țară, dar facem noi cumva. Lasă că rezolvăm de-i morților. Da, la muie, domnul Iohannis. Da. În România e țara în care încearcă toată lumea să intre și n-are voie. Păi au 20 de cartușe în ghiozanele astea, în casa și cu data. A aruncat cu portocale în aia la vamă când a trecut deasupra. Bilișor? Yeah. Ah. Cu ce tot cu Bilișor? Faci chestii 3D? Da, da. Boring. Ce mișto! Nice! Soldății. Nice. Da, nu mai e boring acum. Ne, poți face și pe... Nu știu dacă ai material să-l faci pe Drăcea. Că... trebuie multă plastilină de asta. Cât de mare e imprimanta ta? Și-ți mișto că toate sutile, uite. Poți să... Mereu m-am întrebat unde pun planta mea la păhărel. Ce asta ce pun? E scrumieră? Ce? O vază. Tipule? Deci că cred că s-a enervat puțin că a apelat la tipule. Wow, hai să vorbim frumos. Un pic de limbaj. DM for info. Tipule. Cam cât costă, cât costă să-mi scoți pula 3D? Cât să coste? Vreo 7 lei, dragă. Rămâne materialul și tot cu aia. Nu vrei să-ți fac și pulpele? Nu stricăm regula de la Xerox. Stau cu 50 de bani și 10 bani plătești. Ăsta e staful de la Castelul Bran. Băi, poza asta e în Beclean, Bistrița Năsăud. De unde ați oameni? În Beclean, Bistrița Năsăud. Băi, sunteți 12. Care e primarul? Ăsta l-a pus tu gol. 100% ăla e. Dacă și tu vrei să stai în vitrină la Zara, sună-ne. Mamă, culiță sterpneată de implant. Așa arăta. A pula, dacă... Da, îți faci mereu poză cu pula. De unde e perspectiva asta ciudată de poze? Maxim, Bianca, minim Cristina. Îmi zici cum vrei. Bianca, nu vrei. Ai ochii de câinele? Ai ochii ca câinele. Mai lasă figurile astea și treci de spală vasele. Zi-ne mai multe, Bianca. E colega ta de apartament, fosta. Și vă certați pe spălat vase? Tu nu prea speli vasele, să înțeleg. De ce ai vorbit cu Bianca? Ți-a zis ceva? Păi, Italia, cum o se dice? Bine că la italieni speli vasele. Dar la noi, la noi în casă e dezastru. I-a spălat italienii direct. Vai, Alex! Da, scuzați-mă pe mine. Flat flerarul. Țigări și alcool. Asta e cu camera de supraveghere la metrou. L-ați văzut pe băiatul ăsta care a furat turnicheții? Dar nu el ăla. Ba, el e. El e, frate. Dar a ales pastila albastră, nu aia roșie, frate. Da, da, da. Pare că ia mereu pastila albastră. Păi, poza asta pare că ia și galbenă și roșie și mo. Aici abia am scos mâna dintr-o vacă. Am lăsat-o
E vițel, asta pot să vă spun, oameni buni, e vițel. Știi băieții aia care prind somnii cu mâna? Da, se vede că nu ești de acolo. Primul care cânta manele în Casa Culturală. Tutti frutti. Am găsit ceva. Am găsit aici pe jos, lângă Tomberon. Salut, îmi place să mănânc aici. S-au ridicat niște oameni de la masă, m-am dus, am luat-o. Așa o să am eu în două luni șubița, mă, că v-aș pula vă. Hai că da. Am pedalat până aici, până la Augusta. Probabil vă întrebați de ce nu stau cu ceilalți. Nu e din vina mea neapărat. Efectiv, simt cum la fiecare clip îmi mai plec un follower, efectiv. Gata, m-am întors, am ajuns întreg. Experiența a fost super tare, da, super tare experiența. România este super surprinzătoare. Păcat că e locuită, mai bag o glumiță. Mai bag o glumiță, știi? M-am avut parte de peripeții, m-am rătăcit la un moment dat. Fiind singur. Bine că te-ai regăsit. Cumva, mă întâlnit cu un preot, ceva biserici, ceva acolo. Era să mă întâlnești cu ursul. Noroc că ursul era în cămară. E descris o carte. Suge ursule. Mamă, coaie. Sunt nouul vostru profesor de apărare împotriva magiei negre. Coaie, doamne. Eu aș mers pe poțiuni, dar zic... Coaie, efectiv. Frankfurt, dacă era pe Antena 1. Frankfurt cu căciula lui Axinte. Casa mea la vânzare accelerat. E săptămâna homeless. Dar poza aia din mijloc e minunată. Asta e cea mai bună poză. Asta va fi thumbnail. E cea mai bună poză din toate roast-uri posturile, cea mai bună. Arăt și ca mătușe și ca rocker, nu știu. Și ca nepotul mătușii. Nu dau seama dacă plovărul e făcut în același material ca perdeaua. Da, sunt prea multe chestii bune. Aici are o poză cu craniu, un tovarăș, dar a murit. A făcut facultatea Gojdu, liceul Gojdu din Oradea, care e un liceu foarte bun. Da. Cel mai bun, iată. Cine a zis? Ești din Oradea și tu, Patrick? Da. Și tot goșdetenat? Da. Ți-ți merge site-ul? Ai reușit după ce ai tenat? Oare profesorii tăi sunt mândri de tine? Stai să vedem. Tudor, tu cu ce te ocupi? Programator. Da, mă. E liceu bun înseamnă. Puna mea, am făcut liceu în Brăila. Tot așa. Trei sferturi care sunt programatori. Și de vreo te știe să programeze, dar stipuitoare. Îmi zici tu dacă te împing prea tare, da? Auzi, ți-ai luat cumva tocul de telefon sau ce se simte acolo? De unde ți-ai luat picioare atât de bronzate? AliExpress, un an am așteptat după ele. Lol, funny. Mai râde și nu-ți dai seama. A murit ieri bătrână, trec mâine casa. Aici o, aici o, bă, mai. Ce se faci? Mamă, nu știu ce fac cu atat teren. E și următoarea. Dar în bapul la văd eu. N-au avut bani să dea cu pumnul pe rând, s-a urcat în ăsta. Ce facem, mă, doar unul cu pumnul sau ne plimbăm toți? Mă, să ne plimbăm toți în asta. Limită de energie. Toți, toți cum dai tu în pula mea, hai să ne dăm toți în asta. Toate colegiile care m-au băgat în friendzone. Am zis nu la droguri, dar n-am zis nu la Lala Band. Când se întâlnesc toate trei generațiile de ospătă. Nu, no, dar băiatul ăla care stă cu spatele, pula mea. Domnul care stă cu spatele. Are ceva la cap.
tort? Cârge, tu te tort. Tocmai dă tu seră cu tortul pe ce? Asta e, mă, când se întoarcă ea mâna în horă. Nu vezi că că-l doare cotul și e băga mea și pula în hora voastră, bani să nu... Nu, mă, eu făcea pe aia cu ea, mă, că ai ceva în cot. O, ce zici, bro, eu? Așteptam să plece pontonul, dar ci că nu merge așa. Eu dă 10 lei, nu, băiat, mă prim cu pontonul. Cred că nu scapă din seara. Poza asta e bună și de cruce, așa. E bine cu aia, adică asta zic ei. E bine cu aia. Mamă, ce băiat. Ce suflet pur era. Să fie! Să fie! Ce terminat ești! Plânge toată Oradea. Așa. Gata, mă, hai, eu la Felix nu mai merg niciodată. Ăsta vă trebuie să-l poți, oameni buni. Vă mulțumim foarte mult, Cluj! No. No, voi te minunat, închetați. Vreau să vă mulțumesc că ați fost în seara asta aici și că ați venit la voi în oraș. Aplauze pentru Mirel Popinciuc, Alex Dobrătă, Bogdan Drecea, de fiecare dată. Și Mădălin. Colegii mei de suflet. Vali, școala invers. Atâta vreau să vă întreb. Cluj, unde suntem noi acum? În Cluj. Dar în octombrie nu vom mai fi în Cluj, vom fi în Cisnădie. Ce trecere subtilă, da. Vom avea un concurs de stand-up, cel mai șmecher concurs de stand-up din România, pe care îl voi prezenta eu și Drecea. Anunț oficial acum. The mic! Nice! Bravo. Unde? Indiferent de unde vă aflați, oameni buni, în străinătate, din Cluj, Oradea, iată. Puteți să veniți la Cisnădie, vor fi 5 seri de stand-up între 16 și 21 octombrie. Prezentăm, Popiciu va fi în juriu. Cine ar fi zis? Nici eu. Nu știm cum. Dobrota nu va fi, nicăieri. Da, eu nu știu atât stand-up ca Popiciu. Ce bici ai. Gata, vă rog. Vorbim acasă astea, vă rog eu din suflet. Eu cu Drăcea prezentăm, vor fi în juriu Toma, Teo, Nicolae, Mirică. Mulți oameni vor fi în juriu. Vă invităm și pe voi. Ăsta a fost anunțul nostru, vă mulțumesc foarte mult, Cluj, că ați fost prezenți. Oamenii de acasă care vă uitați, like, share, subscribe. Comentarii de ampulea. Cluj, dacă ții picioare pe mine. Mai aveți și alte episoade. Să vă uitați la toate. Și să veniți la The Mic. Seară bună. Stați, Cluj. Nu plecați, că ne luăm toți în brațe. Pa, 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 tuturora, pa, pa.